am mai spus că eu, fiind unicul moștenitor, unicul copil la părinții mei, deci aveam grijă când tata a decedat în 71, rămas mama și eu aveam grijă în săptămână, două ori pe săptămână să vin acasă, dacă măcar o dată, dar să vin acasă, văd ce face mama și să mai fac așa. Și deci era, parcurgem drumul pe Pepeni, Chișinău, Chișinău, Pepeni, adică ușor, într-un fel, mai ales. Dar și când de acum au o decedat și mama, a rămas casa așa. Și era o perioadă așa de nu chiar bună, să zicem, în relațiile de, așa. Lumea s-o cam era fără de lege. Puteau să intre în casă, să facă urât. Și noi am hotărât cu soția ce facem. Ori vindim, da, mă rog, dar vorba așa, casa părintească nu se vinde. Nu, sufletul și inima nu vă lăsa. Nu-i departe, pe Pene de Chișinău. Și apoi zic, activitățile mele de concertistice, eu le pot mă deplasa și de la Pepeni, la spectacol, la o nuntă sau ceva, mașină avem și telefoane, că nu erau mobilele, dar era informația, putea să ne-o... Dar oamenii care aveau nevoie, vreo eu sclicând la o petrecere sau așa, chiar acasă la Pepeni mă găsau. Vă mai spun și un banc, sau cum spun, că deseori sunt întrebat, ma ta, dacă nu te găsim la Chișinău, la Pepeni, cum să te găsim? Mă găsesc pe mobil, adică nu ești mobil. Și așa că, nu, eu... Deci, credeți mai că a greu... fost o alegere bună? Da, o alegere bună, ne-am retras, adică din mai multe motive, dar ăsta a fost motivul principal, că să nu lăsăm în deizbeliște, adică în voia casa soartei, casa părinților, locul părinților unde am crescut, unde am văzut lumina zilei, unde m-am educat, satul. Și am fost întotdeauna îndrăgostit de vatra, de satul meu și dar în genere de viața de la țară. La Chișinău eram foarte bine, avem și apartament mare și tot. Și am lăsat copiilor, de-am fiicei și la Octavian, dar de-am dacă nu mai este și de acum folosesc copiii, nepoții. Am înțeles. Știu că ați fost și primar în sat. Da, am făcut-o și pe asta. Nu prea am, nici nu m-am gândit vreodată că voi ajunge așa, dar la insistența am avut un grup de intelectuali, învățători, așa au venit și da, așa mi-au propus și zici că ia că uite, vin alegerile de primar și vrem să te avem în fruntea satului. Zic, bine, dar eu nu cunosc domeniul, nu știu, hai să-l înveț. Și l-am învățat, dar au fost perioade foarte grele, adică să fii, și în ziua de azi nu e ușor să fii primar, dar oricum e mai simplu, deci că sunt atâtea programe, sunt, deci numai să fii ager și să le implementezi, da. Dar atunci era o perioadă foarte grea când am acceptat eu să fiu primar și știți că întotdeauna mi-amintesc cu gust amar de perioada aceea. De ce? De atât că am fost perioadele grele, se împărță pământul, bani nu erau pentru bugetare și toți veneau la primar să toate întrebările trebuie să le rezolv. Și formase județele. Mă duceam la județ, județul strângea din umeri, n-aveau bani și așa, și nici nu aveam cum. Dar ne-am descurcat și le-am rezolvat așa după posibilitățile vremii de atunci. Uh-huh. Și acum e altă lume, dar vă spun că pentru un om de artă să rămână pe scenă. Că acolo e altă mâncare, e alt fel de relații. Uh-huh. Pentru că eu le spuneam la cineva, zic, vin doi la primar. Două persoane care s-au certat sau nu se împacă de la ceva. Și îi faci dreptate sau așa la unul. Celălalt rămâne și că, dar ce nu ne-o foc nii, deși eu foc lui. Nu înțelege lumea, adică niște lucruri care... înțeleptul Solomon putea să facă, să împace două tabere, dar aici, conform legii, faci. Și altul nu înțelege legea.
Și tot așa, de atât vă spun că e cu gust amar. Dar oricum mă bucur că am trecut și școala asta de primar. Dacă v-ați întoarce în timp, probabil n-ați mai fi acceptat. Exact, exact. Și mai ales vă spun că cel mai mare, eu știu, nu spun dușman, dar oamenii se înrăiesc atunci când e vorba de pământ. Mai la țară, care țin la pământ, țin. Și când a fost împărțit pământul, să le de restitui acolo, să le dei cote, chestii, volocoași, dar deși i-a dat la așa la așa pământ, dar nimeni nu i-a dat așa pământ, probleme sunt foarte multe. Mai ales când am avut și un litigiu funciar la localitatea acolo, la comună, pe două sate, erau să războiau. Am fost nevoiți să-i împac și cu ajutorul Domnului și cu ajutorul la oameni deștepți, i-am potolit, adică deci, într-un fel. Dar era un litigiu foarte, așa, ascuțit. Uh-huh. Dar, ei, până și acum sunt ecouri, că totuși, da, deși așa și nu e așa. Uh-huh. Asta e situația cu postura de primar. Dar, în rest, e cel mai frumos pentru mine, unde sunt eu, mă sunt liber ca peștele în apă, în cânticul meu popular. Dar în sat, nu știu, vă implicați în organizarea evenimentelor, concertelor, la Casa de Cultură, participați? Da, eu mulțumesc Consiliul Comunal și de la Raion, de la Raionul Sângerei, că Casa de Cultură a numit-o în numele meu. Și deci Casa de Cultură poartă numele meu. Mă implic în, adică atunci când pot, că am avut și un festival Nicolae Glib, care o dată la 2 ani, deci ansamblu folcloric și interpreți cu un concert foarte frumos, foarte așa de zile mari, așa să zicem, și vine tot satul să privească concertul unde cântam și eu cu și mi-am pus un scop așa că eu am colaborat cu foarte multe orchestre. Așa au fost fii că am fost invitat de toți dirijorii care sunt la noi în Chișinău, la Moldova și în România la fel. Și am zis că cu toate orchestrele cu care am colaborat se invit la festival. Și mi-au reușit numai 3 orchestre să vină, ansamblu Joc. Eu cu Joc am început în anii 69, secolul trecut. Și cu ansamblu Joc, pe urmă folclorul, pe urmă Lăutarii, Mugurelul. Și deci din toate astea au fost Jocul și Lăutarii. Și urma și frații Advahov, la fel am colaborat și urmau să... Deci, dar am avut ani de stop, adică să zicem, cu pandemia și n-am mai organizat. Și apoi a plecat Sidor, fiindcă el era cel care inima și inițiatorul, deci să organizeze, adică să facă și foarte mult... apreciez ajutorul Casei Republicane de Creație cu Oleg Volontir, care foarte mult m-a ajutat în organizări și vreau să-i mulțumesc pe această cale. Și vreau și Ministerul de Cultură, care mă susține întotdeauna. Chiar acum, dacă aș porni să inițiez festivalul, eu știu că m-ar susține. Dar am nevoie de Sidor alături. Deci cineva care să mai mobil ca mine.